Bună seara! Uite, stăm astăzi în curte și vrem să ne facem aici un aperitiv, să bem ceva. Ia. Yeah. Facem Aperol Spritz? Aperol? Mai ai aici Aperol? Nu mai ai. Vrei să vii cu mine bibniță? Ia, bine. Vă spun și eu bună seara aici după cameră, că stăm aici la Emma un pic și... Și urma ce am venit acasă, m-o suna să venim să stăm la foc, să bem un pahar de Aperol și să mâncăm niște brânză și niște mezeluri, așa, ca de seară. Și aici vrei să... Să nu creadă oameni că suntem noi alcoolici. Nain, avem prea multe băuturi aici. Nain. Ne cam place să strângem. Da, noi avem aici rezerve. Ne ia rezerve. Ne place să strângem. Da. Care se ia, mami? Ia rozeu. Am pus frejele mai înainte. Nu, atunci ea. Egal, ia rozeu, n-are nimica. Nu vreau. Nu ia ce-ți place ție. Ok, atunci am luat frejele. Ia. Ce am aici? Două. Ok. Cât? Ia. Frejele, că e ultima sticlă. Ok, Dan. Ok, vii după mine? Ia, vin după tine astăzi. O filmez așa un pic pe Emma. Oh, stai să închidem, te rog, becurile, că economie de curent. Stai acum, că am filmat. Ce pare, mă? Aiurea filmez. Unde da? Unde așa? Ia, pe întuneric acum mergem. Că... oamenilor, ieri am fost la cumpărături. Ieri am fost la cumpărături. Și am uitat să filmăm. Și uite aici, și acum mai sunt pachetate hainele mele. Și m-a părut rău că n-am filmat-o pe Emma, atâtea rochii frumoase au probat și când am ieșit afară din magazin zic, Doamne, n-am filmat-o pe Emma. Uitați, m-am ducis pentru șlafii ăștia. Da. Ieri și le-a luat, da. Așa, boho style. Și rochița asta, mi-e place stilul ăsta așa ca de Ibiza. Ia. Frumoasă. S-o sta bine cu toate rochile ieri acolo. Și erau la reducere și vreau să vă spun că le-a costat, poate vă interesează, mă gândesc că vă interesează. Le-am luat la reducere pentru că a fost ultima pereche la 20 de euro. Ia. Yeah. Și rochița a costat prețul original 80 de euro și am luat-o la 50. Deci ai dat 70 cel pe toate astea. Ia, yeah, frumos. Da, aia îmi pare rău că n-am filmat ieri. Apă se mai întâmplă, capul nostru nu-i tot cu filmările. Ok, băuturile, trebuie să le fac? Ia, să băuturile. Ok. Mami, în care pare? Îți dau în ăsta sau să aduc un pahar de mare? N-ai, okay? Ia, mie nu pune tu Aperol de la. Bisem venic, ia. Ok, eu dau cu ăsta rece de aici, așa. O aștepta după mine să aduc gheața. Eu normal am gheață la frigider. Yeah. Gheață din asta. Frigiderul meu face gheață, dar am uitat să umplu apa în el. Ai o faci la vecinul? Da, trebuie să-ți pun ție restul ăsta. Am pus faci să mă rece gara, mai deschidem aici o sticlă. Ia. Așa mai facem și noi așa un video de... fără mâncare, așa numai de... Azi am făcut spaghetii la copii, asta cunoaște-ți. Ia. Cam n-aia la toată lumea să repete mâncările, că ce le place la copii... Ne trebuie să meargă rapid. Ia, și când mai fac eu mâncăruri mai complicate, mai grele, copiii nu știe ce să alea. A, mami, mai vrei să spun că aici nu ajung? Ajunge, mă las că-mi fac apă cum sau... îmi place mie. Nu fac eu. Ok. Nu. Închis, ne vedem afară. Și așa stăm un pic aici afară. Nu mai mâncat de pe farfurie. Aici Emma. Alo. Alo. Băieții. Ia. Hallo Marco. Liză, mă. Hallo. Ia, Chris Scott. Eri de la Baia. Hallo. Ioșca. Ia, zis tu. Soțu. Hallo, Luis. Hallo.
Serpentine, zeșele, ștechi. Și așa, astăzi am venit aici la Emma, la una pe două. Astăzi nu prea te-ai fardat. Nu m-am fardat. Ai lucrat prea mult. Se vede, nu? Da. Da, și ce vreau să vă spun, că vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră frumoase, susținerea dumneavoastră și vă rog ca în continuare să abonați canalul Mama Lucia, rețete simple, vă pupă toată lumea, multă sănătate vă doresc, noroc și fericire! Așa e vremea la noi! Sag mal tschüss, Leute. Noapte bună. Ah, noapte bună, richtig gut gesagt. Noapte bună. O zis noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Ja, natürlich. Ja. Hot mia. Wie ist das Zauberwort? Hot mama mia. Vă spun și eu noapte bună. Hot mama mia. Cu mult drag din partea noastră vă pupăm. Ciao, ciao la toată lumea. Papa, mă